Deci noi știm că înainte de căderea omului a fost căderea îngerilor. Acel înger frumos la chip, heruvim ca statură și domnie și ceată, care a vrut să fie deasupra lui Dumnezeu, cum spune Isaia, și a căzut târând după el a treia parte din stelele cerului. Acest înger a avut un rol de control asupra lui Adam, îngăduit de Dumnezeu, dar nu îngăduit de Dumnezeu lui Adam, ci îngăduit de Dumnezeu să existe. Dumnezeu l-ar fi putut desfința pe diavol să nu existe niciodată. Dumnezeu ar fi putut face ca diavolii să piară neant și să nu mai existe ca făpturi. Dar a vrut Dumnezeu să lase răul ca să putem deosebi binele. De aceea și în poezia eminesciană, moartea e ateie. Deci moartea nu este rodul lui Dumnezeu. Moartea este rodul neascultării. Moartea nu este rodul omului, ci este rodul călcării poruncii. Omul a fost făcut nemuritor. Și ca drept dovadă că a rămas nemuritor, lăuntricul din noi pleacă mai departe și se întâlnește cu Dumnezeu, iar lumescul din noi rămâne în țărâna din care am fost luați. În clipa când Dumnezeu trebuia să-l instruiască pe Adam și să-l treacă într-o treaptă superioară, urma, după verificarea cunoștințelor dobândite până în clipa aceea, să-i lase la îndemână două căi. Care este calea? Împărtășania. Deci, iată, Adam era într-un post prelungit. Sfântul Ioan Gură de Aur, mărgăritare. Era într-un post rânduit de Dumnezeu. De acolo nu mânca, acolo nu te băga, acolo nu te atinge, acolo nu privi, acolo nu cerceta. Nu cerceta că sunt eu egoist, nu cerceta cu mintea ta limitată. Spune Blaga undeva așa o frază mai filozofică, că el n-a fost om prost. Eu nu strivesc corola de minunea lumii. Ei, Adam a încercat să strivească corola de minunea lui Dumnezeu, nu a lumii, că nu exista lume. El era lumea, Adam. El și cu Eva. Doi inocenți. Doi îngeri cu trup. Două creaturi superioare care se bucurau de frumusețea creației și de harurile Dumnezeu. Două creaturi infinit de inteligente, infinit de înveșnicite și infinit de pregătite teologic, discutau cu Dumnezeu. Ia închipuiți-vă că ar apărea Dumnezeu în fața noastră. Eu cred că am amuțit. N-am ști ce să răspundem. Adam vorbea nevinovat ca un copil. I se părea ceva normal. Nu cunoștea alterările minții și căderile subumanului, adică animalicitatea biologică din noi. Ce înseamnă frica, teama, spaima, groaza, reținerea față de stăpân și așa mai departe. Nu trecuse prin așa ceva. El a fost făcut perfect. În clipa în care urma să fie această discuție înalt teologică între Adam și Dumnezeu, Dumnezeu a vrut să se convingă că iubirea lui Adam este una adevărată. Și unde o întâlnim aceasta? O întâlnim în relația duhovnic-penitent, când duhovnicul spune, ai grijă să nu mai greșești asta, ai grijă să nu mai faci asta, roagă-te în felul acesta, închină-te în felul acesta, mergi la biserică în felul acesta, postește în felul acesta, stăpânește-ți familia în felul acesta, muncește în felul acesta, dormi în felul acesta, mănâncă în felul acesta. Cei care ascultă culeg roadele duhovnicești. Cei care nu ascultă sunt o perpetuă icoană a lui Adam cel căzut. O perpetuă icoană a lui Adam cel căzut prin ce? Prin rea voință. Prin nesupunere. Nu o supunere oarbă. Deci trebuie să ajungem în seara aceasta la concluzia. Și așa mi-am propus eu să tratăm subiectul în așa mod și în așa fel în care oamenii din această sală să plece acasă cu următoarea învățătură. Dumnezeu nu este un inaccesibil. Deci Dumnezeu nu este un tiran și dacă nu i-ai făcut voia Lui cum a vrut El, gata, te aștepți de la fața Lui. Nu. Dumnezeu vrea un exercițiu permanent
Precum antrenorul într-o sală de sport își antrenează ucenicul sau acel discipol, fie în disciplina sportivă pe care o are, până în măsura în care îi spune, tu poți participa că iei medalie. Iar nu celălalt îi spune, nu te mai băga în lotul superior, că de-abia faci față în lotul inferior. Ei, aceasta a vrut Dumnezeu de la Adam, să-l bage în lotul superior al îngerilor, să-l aducă pe Adam în postura de a comunica inclusiv cu îngerii. De ce a vrut să-l ducă în postura de a comunica cu îngerii? Ca să se împlinească pe mai departe trecerea dintr-o lume în cealaltă, dintre material și nematerial, cum a fost trecerea lui Enoch și Ilie. Enoch și Ilie n-au gustat moartea, ci pentru viața lor înaltă s-au suit la cer, unul cu carul de foc și unul a fost răpit fără ca să moară. De ce spun acest lucru? Ca să înțelegeți că moartea nu avea ce căuta în legea iubirii dumnezeiești. Moartea n-avea rădăcină în Dumnezeu. În momentul în care Adam a fost lăsat nesupravegheat, când mă refer la nesupravegheat, neținut de mână, băi, fă așa. Deci aici Dumnezeu a dat o lecție de gelozie. Gelozia la femei e o nenorocire și la bărbați la fel. La Dumnezeu nu era o nenorocire, ci era un adânc de iubire. Ia să văd. Dacă eu m-am folosit de tine și am lucrat împreună, dacă eu m-am sfătuit cu tine, ți-am dat bunăvoința mea, dragostea mea, puterea mea, lumina mea, înțelepciunea mea, ți-am dat lumină din lumină, putere din putere, pentru că Adam era ca un mic Dumnezeu la vremea aceea. Tu ai să știi să deosebești o lege cu dintre o lege și o fără de lege, ai să știi să deosebești un cuvânt fals de un cuvânt nefals, ai să știi să deosebești un sfat sănătos de unul nesănătos, dar i-a pus la dispoziție ce? Pomul vieții. Mănâncă din el să ai permanent viață. Mănâncă din el să fii permanent împărtășit cu mine. Acesta era pomul vieții din rai. Era împărtășania lui Adam. Era potirul nemuririi. Acela era semnul prin care Adam nu putea greși. Că dacă Adam lua o fructă din pomul vieții și o gusta, în clipa când Satana venea, îi răspundea cum a răspuns Hristos în carantania la ispitire. Înapoi a mea, Satana, nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Deci de ce lucru acesta? În momentul în care s-a întâlnit diavolul cu Adam, aici apare pentru prima dată schisma. Nu în 1054. Aia n-a fost schismă. Aia a fost balamuc și ceartă între oameni pe pământ. Creștinismul, tot creștinism a rămas. Și Hristos este tot Hristos. Tot întrupat, tot răstignit, tot înviat. Schisma a apărut în rai. Adam l-a ascultat pe intrusul, pe al treilea, care i-a spus. I-a spus exact cuvintele lui Dumnezeu. Ca să vedeți cum dracul ne învață dogme cu cuvintele lui Dumnezeu. A spus Dumnezeu că dacă mănânci, mori. A confirmat. Putea să spună, nu e treaba ta ce a spus Dumnezeu. Legitimează-te cine ești. Povestește-mi ce vrei tu. Tu ce cauți aici? Nu te-am văzut până azi. N-arăți ca făpturile lui Dumnezeu celelalte pe care eu le-am cunoscut în prezența lui. Nu. I-a repetat cuvintele lui Dumnezeu. Da, așa a spus Dumnezeu. Că dacă mâncăm, murim. Satana, prefăcându-se că nu cunoaște această subtilitate, și știa Satana că nu vor muri. Pentru că Adam n-a murit trupește, a mai trăit până la 900 de ani. A murit sufletește. I-a spus așa, Adame, nu fi prost. Ai două șanse. Să fii și tu Dumnezeu. Dar am împrumutat har străin. În clipa când Adam a înconvințat dorința de a fi Dumnezeu, deși îi se făgăduise.
Cum să nu fii tu cu Dumnezeu dacă El ți-a lăsat la dispoziție pomul binelui și răului? Adam a refuzat. Și stând cu sarsailă de vorbă, care era în chipul șarpelui, a pus mâna femeia pe fruct, nu că ar fi femeie, n-avea nicio treabă. Așa s-a întâmplat să fie. L-a văzut că e frumos, l-a văzut că e bun, deci iată numai cât a atins lucru rău, deci numai cât a atins lucru rău, și de ce spun lucru rău? Lucru rău dintr-un motiv bine cunoscut, îl găsim la Grigore de Nisa, la Grigore, și la Grigore teologul. Numai cât a atins fructul oprit, harul s-a depărtat. Acesta era primul semnalment care trebuia să-l convingă pe Adam